Fostul internațional Mihai Roman și-a încheiat în mod oficial cariera de fotbalist profesionist la Pudna, în locul unde, în urmă cu 24 de ani, făcea primii pași în fotbal. Evenimentul de sâmbătă a marcat și inaugurarea celui mai modern stadion din județul Suceava, care a costat 2,5 milioane de euro. Președintele clubului Bradul Pudna, Manuel Costache, directorii școlii din Pudna, Ciprian Crățan, primarul Gheorghe Coroamă și președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, au participat la festivitatea în cadrul căreia Mihai Roman a primit titlul de cetățean de onoare al comunei Pudna. Tot în deschidere au fost premiați foștii fotbaliști ai echipei locale. A fost prezentat lotul de jucători din sezonul 2024-2025 și s-a intonat noul imn al echipei. Intrat pe gazon în aplauze la peste 1000 de spectatori, Mihai Roman a primit din partea președintelui Asociației Județene de Fotbal Suceava, Ciprian Anton, un tricou cu numărul 14 al echipei naționale a României, semnat de jucătorii care au evoluat vineri în Kosovo și un tablou cu fotografii și cu prima legitimație ca fotbalist. Cel mai așteptat moment al zilei a fost meciul dintre Mihai Roman and Friends și România All Time. Lovitura de începere a fost dată de dubla campioană olimpică la canotaj suceavanca Ancuța Bodnar. Aplauze! Pe teren s-au înfruntat apoi mai mulți componenți ai generației de aur, foști colegi și prieteni ai lui Mihai Roman, printre care Florin Pruna, Jean Vlădoiu, Dani Coman, Liviu Ciubotariu, Cătălin Munteanu, Raul Rusescu, Dorin Goian, Daniel Bălan, George Ogăraru, Dragoș Grigore, Cristi Belgrădean și Tibor Selimeș. Partida a fost arbitrată de purtătorul ecusonului FIFA, Sebastian Gheorghe, ajutat de Sebastian Păduraru și Vlăduț Hazi. Mihai Roman a jucat câte o repriză în tricoul fiecărei echipe și a marcat 5 goluri. Mă simt foarte onorat, mai ales că sunt alături de mine niște legende ale fotbalului românesc, fotbaliști exponențiali ai României. Le mulțumesc frumos pe această cale tuturor că au fost alături de mine. Pentru mine a fost ca un vis de devenire realitate, pentru că atunci când eram mic mă uitam cu admirație și cu drag la dânsii. Generația de aur care au încântat o țară întreagă. Vorbeam cu Cornel Cușvaițel și ziceam, băi, tu de ce nu te pui echipa în cantonament aici? Deci baza care este aici acum, aveți încredere ce vă spun, din punctul meu de vedere, este minim Liga a doua, nu există așa ceva. Vestiare, nu mai spun gazonul care este unul și poți să vii să-ți faci pregătire aici. Baza asta poate să producă. Și eu cred că nu comparăm unde să fie echipele noastre, aici ai tot ce trebuie. A fost un eveniment cum ne face plăcere să venim. Vom mai povesti și cu siguranță vom avea în perioada următoare evenimente de care publicul are nevoie și își dorește. Și le mulțumesc încă o dată tuturor celor prezenți, îi mulțumesc lui Mihai, împreună cu care am organizat acest frumos eveniment. A fost multă lume implicată, multă lume în spate care ne-a susținut. Le mulțumim tuturor și ne vom mai revedea la asemenea lucruri frumoase cu siguranță. Eu cred că și în orașe mari din țara asta avea nevoie de un primar ca el să ajute, să vină în ajutorul fotbalului și sportului românesc, pentru că avem nevoie de baze sportive, avem nevoie unde copii să vină la antrenament, să atragem cât mai mulți copii să vină aproape de sport. Eu cred că România și sportul românesc are nevoie de așa ceva. Felicitări, George! În primul rând aș vrea să-l felicit pe Mihai Roman, pentru că, pe lângă faptul că a fost un fotbalist excepțional, este și un om deosebit, l-am cunoscut și m-a bucurat foarte tare că am avut această posibilitate și plăcere de a-l cunoaște. Domn primar, pentru această bază ne cunoaștem de atâția ani, am venit cu drag la Pudna și de această dată, la fel, m-am simțit extraordinar și mă bucur că ați reușit să faceți o bază sportivă de cel puțin Liga a doua. Mă bucur foarte mult că acum am putut să onorez această invitație. A fost un eveniment extraordinar. A fost un eveniment exact cum este caracterul lui Mihai. Am fost colegi de echipă, îl cunosc foarte bine. Este un băiat care a realizat așa multe lucruri frumoase în fotbal datorită muncii, devotamentului și corectitudinii pe care a avut-o pentru sport.
Mihai Roman și-a început cariera de fotbalist la Bradul Putna, după care a jucat pentru Bucovina Rădăuți, Cetatea Suceava, FC Brașov, Rapid București, Toulouse, FC SB și FC Botoșani. Are 10 meciuri pentru echipa națională a României, o promovare în Liga 1 cu FC Brașov și o finală de Cupa României cu Rapid București. În prezent, Mihai Roman este team manager la FC Botoșani și deține o academie de fotbal care îi poartă numele.